Bine, ajutați-mă să spuneți și faci un unde de deja acolo putem lega. Cu un pic distriptiv. Așa e de acolo. Tu n-ai mașină de plătit. Nu trebuie cineva de mahală să se... Ca de obicei, duminică, de obicei nu iese pas de casă, de sală. Și n-am pe cine ruga, știi, sunt boxe cele mari, ele sună. Deci puterea este. Da, să-i mulțumim și cu țâmbă. Dacă nu te aud, vine și ce și nu trebuie să ești de metal, că acolo are el oamenii lui. Ei are, dar poate nu ori mai trece a lui, ori mai trece a noștri. Dacă ei nu-s proști, comuniști, azi, partidul și ala azi este mâine, nu-i, dar... Ei, asta-i vorba. Mai stai o lecuțică cu vorba. Ei, clar, da. Metale, nu știi cine ai votat și nu stai la scaun acolo. El trece posibilitatea de pase ca el să rămâi acolo. Că comuniștii de înainte cum era? În tătanul era votare. Dar erau doi concurenți? Nu era, cea mai mare greșeală că multă lume votează pe cineva, dar nu votează ceva. Da. Ce stă după aia? Ascultă, și chiar să voteze pe cineva, că tot una e falsifică și pun oamenilor. Chiar sunteți falsifică, eu deseori sunt comisie, am participat și activ. Cum? Nu sunt mai falsifică. Când ai făcut falsificația, suntem înțeleși deodată și facem lucrul ăsta. Dar când e interes acolo să duci adevărat, apă nu. Dar dumneatale, nu știi că asta era la putere care s-a dus înainte de Voronin, cum îl cheamă? Când au venit rezultatele de la votare, el acolo a căzut, n-avea de la țară, el n-avea voturile și o trimis din nou documentele acolo că să le prefacă. Dar la țară i-a votat, la țară i-a votat comuniști, numai că nu, pur și simplu nu a ieșit la votare, cum nu iese la noi orășeni, periferie iese la... Dar câte ori am întâlniri cu femeie? Scoci la cine? Este, dar la cine trebuie? Ne-a trebuit, acum nu mi-a trebuit, am afișat și colo.
Filmez gagici, Oleg? Da, fai cum, Oleg, adep ce? Eu și filmează. Oleg, hai încet astea. Mai stai, Oleg? Mai stai pe loc. Nu te înălțile, mai stai, Oleg? Eu citesc. Nu trebuie. Nu trebuie. Nu trebuie. Nu trebuie. Nu trebuie. Nu trebuie. Cine face are sănătate, toate. Eu am dreptul juridic. Oleg, o stați mai mult? Ce faci, mă? El ies la rostnici. Nu mi-e tot vorbim, bă, de stat cu ingles. Dar noi o numim creștinii români. Pe ce rețea să Microfon. Vă invităm la maraton. Pregătiți discursuri bune. Numai nu vă grăbiți să nu vă împiedicați. Vă așteptăm la maratonul oratoric, ediția 11-a. Una dintre edițiile autorizate de primărie. Doamnelor și domnilor, gospodari și gospodine, lume de tot felul, veniți încoace. Pe Aleea Clasicilor, unde trebuia să fie instalat bustul lui Liviu Rebreanu și unde de 4 ani așteptăm și cerem și insistăm de la Ministerul Culturii, de la Guvernul Tarlev, de la președintele Voronin, de la primarii de toate culorile, așteptăm să fie permisă instalarea bustului clasicului literaturii române, Liviu Rebreanu. Ne adunăm în fiecare duminică aici ca să punem țara la cale, ca să ne exprimăm. Noi, asociația de cetățeni liberi care se exprimă curajos, Hyde Park,
iar din când în când, de vreo 20 de luni, din 30 august 2006, organizăm aici ediții periodice ale concursului de liberă exprimare Hyde Park Maraton Oratoric. Deci, ca în Hyde Parkul de la Londra și ca în Hyde Parkurile occidentale, unde e voie, unde e democrație, unde se scot microfoane și oamenii se exprimă liber, și aici, în inima capitalei unui stat nou, dar atât de persecutat și atât de contestat și atât de puțin democratizat, pentru că e condus de comuniști și de alții ca ei, vă invităm într-o oază de democrație și de liberă exprimare. Vă invităm la microfonul liber al Asociației Hyde Park. Puteți să vă exprimați, să vă spuneți durerile și bucuriile. Puteți să vă includeți în concursul la care se dau premii bune, cărți, harta Europei, calendare, tricoloare și alte premii de preț pentru cuvânt curajos, pentru discursuri bune, coerente, scurte ca să nu ne obosească. Veniți și spuneți lucruri de bine, lucruri de rău, simțiți-vă liberi să vorbiți despre ce vreți voi. Puteți să glumiți ca azi 1 aprilie sau puteți să vorbiți foarte serios că suntem într-un an greu. În primele 3 luni s-a manifestat ca foarte greu, într-un an electoral în care cei care conduc acest stat se zbat să rămână la putere, să ne mai călărească, să ne mai jupoaie, să ne mai păcălească. Nu vă lăsați manipulați și prostiți, nu vă lăsați mici și călcați în picioare, ieșiți în stradă, veniți în parc, pe Aleea Clasicilor e un microfon liber pentru toată lumea. Vă așteptăm la Maratonul Oratoric ediția 11-a, veniți să vă exprimați sau măcar să ascultați ce spun alții. Curaj! Maschi șinăvăieni și oaspeți ai capitalei. În această zi, tradițional, în fiecare duminică, organizația neguvernamentală Hyde Park vă invită la un microfon liber, un microfon de liberă exprimare, care tradițional se instalează aici, în zile când avem autorizarea de la administrația publică locală. Începând cu ora 12 și de la caz la caz. Astăzi până la ora 18, acest microfon este dispus oricui. Puteți veni și cuvânta de la acest microfon. Puteți să abordați orice subiect, dacă ține de personalitate, dacă ține de ordine sau dezordine în sat, în oraș unde locuiți, de ce nu și în Republică. Putem discuta și comportamentul civilizat sau necivilizat, cutare sau cutare persoană. Discutăm dezbaterile, de fapt, se întind aici în jurul unor idei sau unei informații sau un eveniment. De exemplu, săptămâna aceasta a avut loc un eveniment ieșit din comun, de fapt o gravă încălcare legei, deteriorarea, de fapt, a democrației. Într-un marș pașnic, pe trotuar, au fost hărțuiți niște cetățeni, simpatizanți sau chiar membrii Partidului Liberal. Au fost reținuți peste 7 ore cetățeni liberi în afara oricărui partid, presupun eu, cel puțin membru organizației Hyde Park, cu siguranță. Acest protest, care era perfect legal pe data 27 martie,
au fost în baza unei declarații prealabile conform legii 560, linia 8, articol 5. Poetul român Nichita Stănescu, poetul, scriitorul care îl știți de român, Mihail Cogălicianu, a pus problema romilor mai de mult. Da, romii nu așteaptă ca să spună, să fie un decret, ca să învețe limba poporului mirul care trăiește. Am făcut eu o glumă atunci la Varsovia, în Ungaria, am repetat gluma. Cum am putea noi să mânjim alt popor dacă nu știm limba în sânul poporului care noi trăim? Deci, trebuie să știm. Doresc să vă spun unele nuanțe care nimeni nu le știe și niciodată nu le-a spus nimeni. Nu e un manual de prețuire a etniilor. Totdeauna, când a fost, cred că știți despre filmul Țiganul, care a făcut atâta vervă în toate țările ce se iei. Dar nu știți istoria creierii acestui film, când domnul actor de la teatru din Bălț a vrut să filmeze, să evalueze ca protagonist. De aici, din Moldova, a spus, dar cine trebuie nouă și țiganii ăștia, dar ce să-i elogieze, da. Pe urmă a venit Emil Loteanu cu filmul noi. Dar a vorbit, deci că bine, nu vreți, eu plec în altă parte. A fost în Ucraina, la Dovgencu, mi se pare, da, Dovgencu. Și a făcut acest film frumos, care îl vede și îl iubește toată lumea. Și chestiunea asta nu-i prima. Când a auzit că e un mare compozitor din Moldova, trebuia să celebreze 150 de ani de la naștere, tot s-a spus, dar ce trebuie să le ridicăm nasul la rom? Pentru că nu trebuie și așa a trecut necelebrat jubileul de 150 de ani a compozitorului. O să aflați cine. Nu suntem egali. Dar Republica Moldova e o republică polietnică, multiculturală. Vrem, nu vrem, dar noi nu putem să ducem pe lună, stăm acolo. Deci suntem vecini. Ar fi bine să fie un manual de prețuire a etniilor, să învețe aportul fiecărei etnii la civilizație, la progresul țării noastre, Moldova. Eu odată când am luat cuvântul și când am spus că Ștefan cel Mare, cu un mare meu respect față de moldoveni și români, a venit în adevărul. Dar oamenii nu sunt chiar atât de lași. Îmi pare rău că lași când au patrii. Furnicile și mor pentru a face o punte ca să treacă celelalte furnici. Îmi pare rău că noi nu suntem, încă n-aveam așa dezvoltată identitatea națională. Eu zic că toți trebuie să învețe unul de la altul. Romii trebuie să învețe de la bulgari. Da. De la găgăuși. Și moldoveni tot trebuie să învețe de la găgăuși și de la bulgari. Am spus odată... Cum a fost Uniunea Sovietică? Cheldăș? E țigan jet de jet. Dar vedeți ce știință a făcut. Informație și securitate. De ce nu și Ministerul Justiției? De fapt ar trebui să fie online aceste documente pe site și acolo, când este scoasă, în afară legii.
sau dacă asta deja când se desfășoară întrunirea, când organizația manifestă sau cheamă la ură, la război, sau atacă persoane fără a aduce argumente. Deci nu se respectă această prevedere legală și poliția abuzează. În așa mod, a fost sechestrat după vreo 5 minute, 10 maxim de... Ce vreau să vă spun încă? Îl cunosc pe domnul Reuț încă de atunci, că dumnealui a făcut așa ca țigani. Știți că înainte erau foarte mulți pe străzi, cu umblau cu găceală, cu mămăgeală, cu dolari. Cu... Dumnealui i-a strâns pe toți în Soroca, le-a dat loc de muncă, le-a dat pământ să lucreze. Domnul Reuț, domnul Anatol, Matai i-a strâns pe toți, le-a dat în Soroca și loc de muncă și bani. Eu știu precis. În Soroca eu am fost și știu, dumnealui organiza și foarte la arătat la televizor de multe ori, organizează, într-adevăr, știe multe, cunoaște multe limbi și e adevărat român, român, dacă roman. Numai la, mi-aduc aminte că era expoziția aceea, peste tot era scris, naș dom, romski, ruski dom, ruska obșină aici, aia, când era, tot parcul era ocupat numai de expoziții rusești. Dar dumnealor era tocmai în margine încolo, țigani, dansau cu niște foarte frumoase haine și era scris etnia țiganească în română și eu zic aici sunt români, că sunt adevărați, așa frumos, numai acolo am văzut în română scris corect și frumos. Și chiar m-am luat să salvez pe Bădăuț. Stai Moldova ca frumosul, ieți un papă Bădăuțul. Musulmani dau pălinii, stăpânii ți-o dau ție. Las că bietul moldovanul poate roade și băstanul. Mulțumesc și la mulți ani, salutări la țigani. Prima oară aici, nu știu de ce am venit anume, dar fiind studentă, mare încă marca multe probleme care... Mare frate, nu-mi e profund. Așa? După tine, un pas înainte, da. Deci, eu sunt pentru prima oară aici și fiind studentă, m-ar preocupa multe probleme. Deci, de ordin anume spiritual, pentru că limba noastră este așa, puțin promovată sau nu promovată. Noi, fiind studenți la început de cale, încercăm să facem ceva nou pentru așa, a construi ceva mai unic. Însă, în țara noastră este puțin promovată. Din ce motive? Pentru că așa vrem noi, așa suntem noi și nu știm să ne apreciem de cele mai multe ori punctul de vedere. Din ce motiv? Pentru că noi suntem noi. Aș spune poezie, dacă îmi dați voie, da? Sigur, da. Mai aproape. Care un pas înainte, mai aproape de microfon, fiindcă cu vocea slabă nimeni nu o să te audă. Da, nimeni o să audă. Eu am așa o poezie de Eminescu, care mi-a luat-o la inimă. Nu plânge că te dau uitării și nici nu plânge că te las. Sosite ceasul străinării și ceasul până la masă. Se rupe în lanț prin etărie, cu firul cel mai subțire. Când soarta așa vrea așa să fie zădarnic, vrei să faci altfel. Și nu mai nici în stare să întoarcă vremile înapoi și acea iubire atât de mare ce a fost odată între noi. Rămâi tu dar, rămâi cu bine, rămâi cu suflet liniștit, un dor se duce altul vine și vei uita că te-am iubit. De ce am luat această poezie? Fiindcă dragicul nostru Eminescu, ADN-ul a fost 150 ani la naștere și totuși sufletul lui a rămas așa, ca un luceafăr. Pentru mine a rămas și el ca un luceafăr, dar noi nu promovăm ceea ce este al nostru. De la Hyde Park, premii de încurajare și premii de participare. Avem cărți bune, harta Europei, ziarul Curaj, buletinul informativ al Asociației Transparency International, calendare mari și tot așa. Veniți la microfon.
numai nu toți odată. Vreau să spun ce am învățat. Republica Moldova și-a căpătat independența cu 15 ani în urmă. Vreau să spun ce a învățat Republica Moldova. A învățat să câștige indiferența cetățenilor, cum s-a demonstrat prin alegerile locale în 2005, și să-și amintească greșeli de peste ani de zile, de exemplu, unirea cu România, când în 1991 se părea a fi inevitabilă și politicienii din Moscova se temeau de chestia asta, că noi vom fi un stat unit, și am de că vreau să spun că aveau frică că noi ne vom uni cu Unirea, pentru că se părea automată. Și acum, atunci în prim parlament erau aproximativ 10% care doreau acest lucru, și poate nu au activat într-atât de mult pentru că li se părea că oricând va fi această ocazie atât de ușoară. Acum se pare mult mai complicată. Conflictul transnistrian, care la început putea fi ușor evitat, acum este o problemă majoră a Republicii Moldova. Negocieri proaste, când în anul trecut sau celălalt an, nu mi-am amintesc bine, ne trezim la 1 ianuarie fără gaz în bucătărie. Situația actuală în Republica Moldova se caracterizează prin presă condusă, adică nu e liberă, cum chiar și săptămâna aceasta, când pe 27 martie au luat pe cei din Partidul Liberal, când au închis camerele de la posturi de televiziune ca ProTV, DTV, NIT, și le-au interzis să filmeze. Importante și prin neseriozitate. E corupție astăzi în Republica Moldova, e comunism, și prin asta se spune totul. Deci observăm că situația Republicii Moldova astăzi nu este bună, adică este o situație destul de proastă, și o putem soluționa prin oameni noi, politicieni noi, prin un spațiu democratic nou. E nevoie în primul rând de mass media liberă, care să informeze situația actuală a Republicii Moldova fără frică de fără frică, fără dosare penale, etc. Fără istorie integrată sau implicare comuniștilor. Aceste lucruri vor aduce ca cetățenii să fie mai... Și în primul rând, totuși, economica este proastă în Republica Moldova. Iată, v-am spus și eu niște minciuni și mă duc. Stimați participanți, nu o să fie normal, dacă noi aici vor criticăm numai guvernarea și nu o să atragem atenție la lucrurile bune. Întâmplător, urmărind emisiunea NIT, deci așa un lucru mi-a plăcut. Domnul Voronin ne spune cât de tare el să stărâie, să muncește, să facă bine toate lucrurile. Însă nu iese omului, poate, nu toate cărțile se reușește. Problema cadrelor, problema... democrație foarte mult o stricat. Partidul reușește în sfârșit și el să mai restabilească, să mai fac ceva, să mai muncească. Și eu chiar pusesem întrebarea, cum omul nostru este atât să muncește pentru... ca să bunătare poporul nostru. Și văzând de la vârstă, cum că un nou bit de atâta chinuri și de pentru bunăstare. Și mă gândeam că domnul Voronin poate... Bancul, de fapt. Merge domnul Vladimir Voronin cu soția sa prin oraș, soția îi spune, ia uite ce bar frumos, oarea cui e? Cum? Nu știi, e și orașului nostru. Mai merg eu o parte din timp și se uită, ia uite ce restaurant e foarte frumos făcut, oare cine l-a făcut? E și orașul nostru, nu știi ei?
mai merg un timp și dau de un hotel. Mă, ia uite hotel mare și frumos, ca în Europa, mă, dar ce l-a făcut așa frumos? Cum, nu știe ea ce orașul nostru? Ea, săraca, nu mă, sărac coleg lucrează mă. Asta era bancul, de-aia se râdea și dumnealui și spunea că numai Oleg Voronin, de fapt, lucrează în țara asta. Ca să facem abstracție de tot ce a fost până aici, dacă e tot 1 aprilie și e tot glumă, mă rog. Dar noi, moldovenii, de fapt, știm că în orice glumă există o parte foarte serioasă. Sau gluma la moldoveni a devenit ceva ca parabolele cu învățături, da? Un pic de glumă, restul tot e adevăr. Nu, de fapt, gluma la noi este o morală cu conținut ascuns. Asta era, de fapt. Să vorbim despre situația actuală. Să vadă cât este de veridic acest program. Ei, de fapt, au început să adreseze niște întrebări, începând cu rectorul, că mi-era rușine că învăț la Universitatea de Stat și că avem așa rector, terminând cu întrebarea. Domnule ambasador, dumneavoastră, pe cine mai susțineți în actualele alegeri care vor avea loc, ținând cont de faptul că dumneavoastră în alegerile trecute l-a susținut pe Vladimir Voronin? Săracul ambasador vedea și el ce avea de făcut și zicea: aici, exprimați-vă cu curaj, nu vă temeți că dacă sunteți mulți, nimeni n-are ce să vă facă. Spunea și Lăpușneanu în caz din istorie, îți proști, dar mulți. Proști nu înseamnă că nu au capacități mentale, dar înseamnă că sunt simpli. Este, dacă știți că cuvântul prost vine, este un cuvânt slav, de fapt și vine de la ruși, de la prostie, adică simplu. Să nu credeți că dacă sunteți numiți proști, sunteți neapărat și fără capacități mentale. Ieșiți în stradă, nu vă temeți să vă exprimați. Mai mergeți și la filmul francez, o să vedeți acolo, a fost o parodie foarte interesantă, cum se schimbă partidele acolo de guvernament și toți miniștrii și care este legătura cu fețele bisericești. Și să vedeți că e cam aceea situație și la noi și vedeți cum rezolvă ei și luați curaj și rezolvați și voi așa problemele. Curaj! Bună ziua! Mă numesc Vasile. În Moldova este doar un singur lucru, adică doar un singur organizație, centru, a mamei și a copilului. Rest tot este a tatălui și fiului. Și dacă va fi ceva straniu, după demiterea lui Voronin va veni fiul său la conducere, cred că Moldova... Nu da, Doamne! Nu da, Doamne! Când a venit Voronin, nimeni nu a întrebat. Când a să vină fiul, fix așa să fie. Apoi am o întrebare. Vin pe data de 2 iunie sau 3 alegerile primarului. Cine oare va vine? Aveți vreo părere? Atunci ce crezi? Da, care e părerea dumneavoastră? Care e părerea mea? Am auzit că domnul Lureteanu tot vrea să candideze. Ei, gata! Lasă că e. Ce bun, e rău, știi cu ea. Domnul Lureteanu a vândut Chișinăul parte cu parte. La toți care au avut bani. Până acum ești de cată și chelul ăsta că ești aici? Nu știu. Până acum. Nu, dar totuși, cred că, părerea mea, acei domnul Reteanu avem să-l caracterizăm că a făcut rău sau bine. Domnul Ursu parcă a făcut multe lucruri bune. A făcut, a reparat drumurile, dar le-a reparat într-așa o măsură că anul trecut le-a reparat, anul ăsta sunt găuri. Și fel de reparație. A pus lumină pe străzi, le-a pus, bravo lui, dar această lumină de-a mâncat locuri de nici nu funcționează. A lucrat doar pentru un an, pentru câte vreme a fost la putere, tot avem cum să-l caracterizăm. Mai este încă un candidat care la legile trecut la cei mai bătrâni, acei care sunt ca copacul vechi, plin cu răutate și murdărie, așa cred că sunt alții, dar domnul Chirtoacă, cred că trebuie să nu fie, părerea mea. Dar încă n-am nimic cu dânsul. Și apoi, ce am vrut să spun despre învățătură în Republica Moldova. Vin vacanța, vacanța de Paște. O vacanță sfântă, mulți. E făcută vacanță pentru a putea... Dar mulți elevi văd întrânsă doar o sărbătoare pentru a nu frecventa orele. Și cred că asta tot este un minus.
Cred că tot mulți oameni trebuie de, într-o oricare măsură, măcar copiii să știe ce înseamnă Paștele pentru cele. Sunt sigur că mulți oameni și nu au idee ce este asta. Poporul Moldav este un popor creștin și trebuie să știm sărbătorile și tradițiile noastre. Asta. Referitor... Ce carte? Ce carte? Eu uite acolo la tante. Eu uite la tante ce? S-au apărat la tante. Nu pentru tine eu am primit. Așa, așa, uite, uite acolo. Я читаешь, Pentru spre unde vrei, toate direcțiile merg, știi? Așa că... Cred că merită și momentul ăsta să-l priviți, să luați în ăsta. Democrația ăștia și fac. E o putere acolo și pe urmă își au, uite, de popor, au grijă. Așa cum vin ăștia, zicem, totalitare, cum spun ăsta. Păzesc poporul, nu știe poporul prea mult, îți liniștiți, tot doar liniștit, le spune că tot e bine, dormiți bine, tot e normal. Și important omul și omul fericit atunci când nu vrea multe, dacă știe multe, vrea multe. Așa că dacă se spune că cine-i șeful și la noi se face o democrație de asta, cum spune, chipurile, că e, adică nu, într-adevăr, știi, poporul și bește, conducătorul și ceva mai mult nu știe și nu vrea altceva și toți sunt mulțumiți. Mai ales că o să avem ceva tot original la conducere, un partid comunist, creștin, democrat, roșu, aranj. Așa, nu știu, atât perturbații, luptă oamenii, nervii te trec acolo, știi, cu fel de energie acolo. Așa, la noi să fie pași și liniște. Știți, în lume așa e dată, deci, pentru ca să știi și asta binele, trebuie să știi rău. Toate, așa că dumneavoastră, dacă noi tot o să-i spuneți poporul nostru, democrație, nu știu ce acolo și nu știi, trebuie să-i spunem și partea cealaltă și fericire și bunăstare. Și aveți o ocazie foarte bine să vă alegeți. Așa că avem argumente. Plus la asta, putem să fim întotdeauna acuzați de faptul că noi numai punctăm numai într-o direcție, adică vedem numai, doar dumnealor se stără să facă fapte bune, da, poate nu le iese, poate se munșesc. Într-adevăr, că niște oameni se stără pentru popor, dar poporul primul, și ei stau acolo și ei se îngrijează de înșiși, nu trebuie să tăiem și lucrul ăsta, știi? Așa că, vedeți dumneavoastră, faci ceva, poate într-adevăr omul și mai puțin probleme să aibă și o să fie mai fericit dacă să stii prea mult, așa? E clar. Vadă de mare posibilități de conducător, apoi de la sud, cine acolo noi să... Găgăuși au vrut doar ceva o independență, ceva mic. Domnul Snegur le-a dat și autonomie. De asemenea, n-a făcut tare mult pentru poporul nostru. Apoi vine domnul Lucinski. Domnul Lucinski fură cât poate fura. Mai ales cu migurile cele, mai ales cu masoneria în Republica Moldova și de asemenea o pată neagră. Partidul Comunist a fost interzis prin lege, mi se pare că 8 ani, sau tot un anumit număr de ani. Și când domnul Lucinski își termină mandatul de președinte, Partidul Comunist poate legal să participe la vot. Apoi e euforia care în comun de la țară n-a uitat-o din vremea sovietică, cred că a fost un mare plus care a putut face, adică care a fost un imbold pentru comuniștii să ajungă la putere. Și de asemenea tot țin în minte, eu nu de mult chiar am un ziarul din 2000, sau nu știu să vă spun mai precis, 2001, când a fost alegerile, ce spunea domnul Voronin? În țară să fie bine, dolarul să scadă din nou la 4 lei și ceva, să fie pâine să fie pe masă, salama să fie ieftin, și tot să fie bine. Oamenii au crezut. Apoi
oamenii crezând. Odată au crezut și a doua oară și acum să vedem în 2009. Un drum spre munte nu are loc acolo, democrație, nu are cum să fie. Unul vrea să ducă la stânga, altul vrea să ducă la dreapta, altul vrea să ducă la vale și nu mai ajung unde să pornim. Am avut democrație, dar democrație au ales comuniști. Ce s-a ales în democrație asta? Asta democrație trebuie Moldova. Trebuie ca statul să intervine atunci când trebuie și nu permite vampirilor să țugă sângele poporului. Asta trebuie. Când trebuie, atunci când trebuie. Asta poporul spune. De asta. Sigur că sunt. Ca știne. Când trebuie. Sunt anumite momente. Poate că nu ești acasă concretizat. Dacă vrei, putem să le dăm la o parte și eu ți-am spun clar. Da, bine, bine. Totuși, este așa o idee, când oamenii vor să ajungă pe munte, ați auzit vreodată democrație? N-am auzit niciodată democrație. Dacă domnul cealaltă care duce echipa a spune că mergem pe partea stângă, toți care sunt în echipa ce merg pe partea stângă n-au timp pentru a vota dacă mergem pe partea stângă sau nu pe partea stângă. Apoi, tot din, la comuniști a fost un exemplu foarte bun care mie îmi place. Domnul Stalin era mai sărac decât orice general german. El avea doar o mantie și ceva. Restul tot ce era în statul ceală era a lui. Și eu cred că dacă tot, de exemplu, un viitor conducător care va fi în Republica Moldova, va avea tot statul va fi a lui, atunci el nu va fura nimic, deoarece logic el nu poate sfuri tot de la dânsul. Și astfel cred că atunci el singur își va da seama când trebuie să facă anumite schimbări. Și asta am încercat să răspund domnului, când sau nu când trebuie de intervenit.